Examenul de selecție pentru acordarea dreptului de reproducere a fost precedat de un concurs de frumusețe. Arbitrajul a fost asigurat de Petru Muntean, arbitru internațional al rond, și de Călin Mitra, arbitru internațional de rasă. Deși vremea a fost frumoasă, vizitatorii nu s-au înghesuit să admire necuvântătoarele. În organizarea Clubului Național al Crescătorilor de Câini de Rasă Ciobănesc Românesc Carpatin. Așa cum deja știți din programul manifestării, aceasta va avea două componente. Vom începe cu examenul de selecție pentru acordarea dreptului de reproducție în baza regulamentului de selecție al Asociației Chinoce Române. Ulterior va avea loc expoziția de club. Suntem onorați că astăzi să oficieze la această manifestare domnul Petru Muntean, arbitru internațional și președinte al clubului, președinte al Comisiei pentru omologarea ciobăneștilor românești, alături de domnul Călin Mitra din Oradea, arbitru internațional. Nu în ultimul rând, vreau să vă spun că la ultima adunare generală a Asociației Chinoce Române, domnul Petru Muntean a fost ales și în funcția de vicepreședinte la CHR, pentru care îl felicităm. Aș dori ca înainte de începerea manifestării să păstrăm un moment de culegere pentru cel care a fost dr. Ion Covaci, președintele Clubului Național Becian. Mulțumesc! De asemenea, vreau să vă anunț că alături de noi se află și domnul dr. Inginer Emilus Găină, directorul Oficiului Județean pentru Ameliorare și Selecție în Zootehnie, căruia îi mulțumim pentru tot sprijinul pe care îl acordă ciobăneștilor românești carpatini. Mulțumim, domnule director general. 12. Lungimea corpului.15 per 20. Înălțimea la cotul din diferență. Vreau să scap de din 40. Lățimea cranului 15. Diferența. Lumea toată merge pe cine mai.
9 pe 9. El nu poate fi atât de mare să vină cu câinii 28 cu sunguri. Deci problema este că acești câini să fie tenace, perseverent, adică așa, foarte scris, ori câinii cu temperament în față. Atroscăldorul face... Pe 13. Nu acest lucru de dorim noi și nu asta. Distanța între urechi.